apă, CTTA are Consiliul de Administrație. În ședința de Consiliu Județean organizată la Cugir au fost nominalizați și votați în unanimitate cei 7 membri care vor îndeplini diferite funcții în Consiliul de Administrație acestei societăți. Propunerea celor 7 candidați s-a făcut în urma unei expertize realizată de o firmă specializată în recrutarea de resurse umane. După nominalizarea acestora s-a trecut la vot, iar propunerile s-au demonstrat a fi pe placul consilierilor județeni care au votat în unanimitate componența noului Consiliu de Administrație. Lază Viorel 30-0, Luca Ioan Gabriel 30-0, Negrea Oprean Sergiu Ioan 30-0, Monac Sebastian Constantin 30-0, Opluța Elena 30-0, Popa Eugen 30-0. Viorel Lazăr, unul din membrii Consiliului de Administrație, este și directorul acestei societăți. Consiliul Județean Alba este acționarul majoritar al SC Apă CTTA SA Alba, deținând 67% din acțiunile companiei.